Bine v-am găsit la conferințele Dallas. În această seară vă propunem o călătorie foarte interesantă de la medicina tradițională românească cu rădăcini în lumea getodacilor la osteopatie. Cu invitatul acestei serii a fost întotdeauna o plăcere să colaborez. Profesorul Mihai Popescu a fost și este o inspirație, o sursă de informații valoroase pe mai multe domenii de interes. Autor a mai multor cărți pe teme istorice, domnia sa ne-a surprins, dovedind că nu este greu să fii student și după pensionare. Astăzi, combinând cunoștințele acumulate în 6 ani în știința osteopatiei cu cele de medicină tradițională românească, domnul Mihai Popescu ne oferă sau ne propune o perspectivă foarte interesantă asupra medicinei. Să îl ascultăm! În vara anului 1953, în satul în care am copilărit, Ghergan din județul Dâmbovița, au venit ursarii. Cum drumul în sat era foarte larg, ursarii erau însoțiți de mulți locuitori ai satului care așteptau să fie tratați prin metoda călcatul ursului. Se așeza o pătură sau un țol pe iarbă, persoana bolnavă era întinsă pe acea pătură și ursul, în sunetul tobelor ursarilor, știa să aplice anumite apăsări pe coloană sau pe bazinul persoanei bolnave. Evident că acest lucru mi-a rămas în amintire și a fost prima și ultima dată când am văzut o metodă străveche de tratament. Mai târziu, când am ajuns să citesc literatură, am găsit un poem al lui Mihai Băniuc, Dansează ursul românesc, de 2000 de ani dansează. În anii 50, urșii au fost luați de la acești ursari care trăiau în satele de sub munte și au fost duși la grădinile zoologice. De atunci, această practică a fost blocată de autorități, de fapt. Tot în acel an, în 1953, în cetatea dacă de la Sarmizegetuza, un tânăr arheolog din echipa academicianului Constantin Daicoviciu, Ion Horațiu Crișan, a descoperit, chiar în acest sit arheologic, artefacte care alcătuiau un fel de trusă medicală de chirurgie. Din cercetările ulterioare a reieșit că era vorba de trusa medicală a unui medic sau a unui vindecător de la curtea regelui Decebal. Acest eveniment de bun augur în activitatea arheologului Ion Horațiu Crișan l-a determinat pe acesta să adune întreaga literatură arheologică, istorică și filologică referitoare la metodele străvechi de evitare și de tratare a bolilor de pe teritoriul României. După aproximativ 2 decenii, în 1971, el a depus la editura Academiei o carte intitulată Medicina în Dacia, din cele mai vechi timpuri până la cucerirea romană. Referatele de specialitate ale unor medici ai vremii au fost extrem de favorabile, considerându-se că este o noutate pe planul istoriografiei românești, chiar europene și internaționale, pentru că era într-adevăr o lucrare de sinteză despre medicina strămoșilor noștri. Un referat politic a blocat
publicarea cărții și lucrarea a apărut de-abia în anul 2007 la editura Dacica. O putem consulta dacă ne interesează. Pentru că nu a putut publica lucrarea la editura Academiei, autorul a fost nevoit să publice anumite capitole în diferite istorii ale medicinei. Capitolele au apărut, dar lucrarea de sinteză în sine nu a fost accesibilă cercetătorilor români. În secolele al XIX-lea și al XX-lea, mai mulți medici, profesori, preoți au publicat diferite cărți despre plantele medicinale, despre diferite metode de medicină populară sau medicină tradițională românească. Cazul cel mai interesant este al medicului și poetului Vasile Voiculescu. El a publicat în perioada interbelică o carte, Toate leacurile la îndemână. Această carte a avut peste 20 de ediții până în anul 1947. În perioada regimului comunist, cartea a fost interzisă, evident, fără motivație, iar poetul a fost și deținut politic câțiva ani, până cu puțin timp înaintea morții. În anul 1944 a apărut o carte a autorului Ion Aurel Candrea, intitulată Folclor medical comparat. Este vorba de aspectele magice ale medicinei tradiționale românești. Trebuie să amintim faptul că medicina populară românească are o tradiție străveche. O parte din tehnicile folosite de strămoșii noștri getodaci au fost preluate de Biserica Ortodoxă odată cu creștinarea și aceste tehnici au fost folosite în bolnițele mănăstirilor, unde călugării știau să prepare anumite plante medicinale și anumite, să spunem, medicamente din plante. De asemenea, au existat și buni cunoscători ai medicinei manuale. Exemplul cel mai important în acest sens este arhimandritul Elefterie Mihail, starețul mănăstirii Dervent din Dobrogea. În anul 1958, mănăstirele, foarte multe mănăstiri au fost închise în urma unui decret cu conotații politice și părintele Elefterie a fost trimis la mănăstirea Agapia Veche, unde a continuat să trateze credincioși și, de asemenea, a avut și câțiva discipoli, printre care cunoscutul Viorel Constantin Butnaru. Un prieten de-al meu din Târgu Mureș, Ioan de la Târgu Mureș, Dumnezeu să-l odihnească, a murit între timp, a învățat și el de la părintele Elefterie și într-o perioadă de 2 săptămâni cât l-am găzduit la București, m-a învățat și pe mine și pe soția mea câteva din tehnicile părintelui Elefterie. Deci m-am putut bucura și am putut, la rândul meu, să tratez cu ajutorul acestor tehnici. În perioada medievală, domnitorii țărilor române au fost implicați în numeroase conflicte militare cu imperiile apropiate, îndeoseb cu trupele Imperiului Otoman, dar și cu tătarii, cu polonezii, cu ungurii. Și de multe ori în războaie apăreau răni grave. Știm, de exemplu, că Ștefan cel Mare a suferit timp de peste 3 decenii în urma unei răni de război. Și a apelat atât la medicii
români din vremea lui, deosebit la în rândul călugărilor, dar și la medici străini. Cronicarii au consemnat multe astfel de vindecări cu ajutorul vindecătorilor locali sau cu ajutorul unor medici chemați din străinătate. Un caz interesant în istoria românească este cazul spătarului Nicolae Milescu. Acesta era o personalitate cu o cultură extraordinară, fusese coleg de școală la Constantinopol cu viitorul patriarh Hristan Notara. Ocupând diferite ranguri la curtea domnească, Nicolae Milescu a fost bănuit de complot împotriva domnitorului Ștefăniță Vodă, care nu l-a trimis în fața gâdelui, deci nu l-a trimis să fie scurtat de cap, ci cu propriul hanger i-a scurtat nasul. Și boierul a primit de atunci, din partea celorlalți boieri, porecla de cârnul, a fost nevoit să se trateze, a folosit atât metode populare românești, cât și arta medicală a unui medic din Germania. Astfel încât a reușit în următorii ani să facă ceea ce astăzi am numit un fel de chirurgie plastică. În partea de sfârșit a vieții lui a ajuns să lucreze la curtea țarului Petru Alexievici al Rusiei, a fost unul dintre profesorii importanți ai viitorului țar Petru cel Mare și, ajungând șeful corpului de traducători din Ministerul de Externe al Rusiei, țarul Petru Alexeievici l-a trimis într-o misiune diplomatică în China, iar atunci când se aflau pe teritoriul chinez, unul din membrii delegației trimisă de țar, s-a îmbolnăvit. În urma apelului făcut la autoritățile chineze, a fost trimis un medic și medicul a luat pulsurile pacientului și l-a tratat cu remedii chinezești. Această scenă este povestită de Nicolae Milescu în jurnalul de călătorie în China, care a fost tradus și în limba română în urmă cu aproximativ 60 de ani. Este una dintre lecturile, dintre primele lecturi din perioada copilăriei mele. Un lucru interesant este că la sfârșitul secolului al XVIII-lea, în Ardeal, apare primul medic român cu titlul de doctor în medicină. Este vorba de Ioan Pioariu Molnar, o personalitate interesantă, era absolvent al Facultății de Medicină de la Universitatea din Viena și a deschis un cabinet de oftalmologie și chirurgie la Sibiu și a fost profesor de oftalmologie la o școală medicală din Cluj. De ce am făcut această legătură cu osteopatia? Până în anul 2008 nu știam aproape nimic despre osteopatie. Probabil întâlnisem cuvântul osteopatie, dar la târgu de carte din 2008 am găsit o carte, Osteopatia pentru copii, scrisă de un autor francez, Pierre Tricot. În timp ce o citeam, am remarcat faptul că tratamentele osteopatice pot ajuta foarte mult în afecțiuni oftalmologice și stomatologice. Cum nepoata mea ar fi avut nevoie, conform recomandărilor medicilor, să poarte un aparat dentar, m-am gândit că s-ar putea să-i fie de folos. Am programat nepoata la un cabinet de osteopatie deschis recent în București, chiar de traducătorul acelei cărți. Traducătorul era absolvent al unei instituții de învățământ superior din Franța. În urma celor două ședințe
de osteopatie. Copilul nu a mai avut nevoie de aparat dentar. Astăzi nepoata mea este studentă și are dantura normală și armonioasă, fără să fi purtat în această perioadă un aparat dentar. În anul 2013 am aflat că s-a înființat Institutul Român de Osteopatie. Și imediat după ce am ieșit la pensie în 2014, și eu și soția ne-am înscris ca studenți, tineri pensionari, la Institutul Român de Osteopatie. Institutul Român de Osteopatie a fost înființat de diplomatul în osteopatie, Mircea Laurențiu. În cei 8 ani de activitate de până astăzi, prin institut au trecut peste 150 de cursanți cu profesii sau cu un background științific diferit. Sunt și studenți la medicină sau chiar medici, oameni cu pregătiri diferite, foarte mulți dintre colegii noștri fiind absolvenți de kinetoterapie la Institutul de Medicină Sportivă. Este interesant de spus că această disciplină în domeniul sănătății, osteopatia, a apărut în Statele Unite în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și întemeitorul acestei discipline este Andrew Taylor Steele. Acest cetățean american era, se pare, student la medicină în momentul în care a izbucnit războiul de secesiune din Statele Unite și a fost angajat pe post de infirmier de chirurgie. Atunci când medicii nu erau de față, de multe ori era nevoit să trateze rând de război, ca și cum ar fi fost chirurg absolvent al unei facultăți de medicină. După război, el a urmat cursurile unei facultăți de medicină, dar între timp, în urma unei epidemii de meningită spinală, prima soție, 3 dintre copiii lor și un copil adoptat au murit fără ca medicina oficială să îi poată ajuta cu ceva. Și atunci acest om, care avea și pregătire medicală, s-a gândit la ce îmi folosește că am studiat medicină dacă nu pot să-mi salvez soția și copiii. Și a regândit modul de tratare a bolilor, considerând că omul se îmbolnăvește în urma unor elemente din stilul lor de viață și căile de vindecare trebuie să meargă, să pornească de la medicina populară. Trăind în rândul coloniștilor din Statele Unite, el a cunoscut metodele de tratament, era fiul unui preot metodist, atât ale coloniștilor albi, cât și ale amerindienilor, ale indienilor americani. Osteopatia, până la urmă, ajunge să fie o sinteză între sistemele de medicină tradițională ale coloniștilor americani și ale indienilor americani. Steele a înființat școala de osteopatie, American School of Osteopathy, în anul 1892 la Kirksville, în Statele Unite. Această școală funcționează și astăzi, de fapt în Statele Unite funcționează astăzi peste 32 de școli de osteopatie. Unul dintre elevii săi este vorba de John Martin Little John, a înființat o școală de osteopatie la Londra, London School of Osteopathy, și în acest fel osteopatia s-a extins și pe continentul european.
De asemenea, alți elevi de-ai săi au deschis școli de osteopatie atât în Statele Unite cât și în Canada. Mai târziu, medici sau pasionați de medicină din celelalte țări ale Europei, din Franța, Germania, Belgia, Olanda, Italia, Spania, au făcut cursuri de osteopatie ori în Statele Unite, ori în Marea Britanie, ori în Canada și au promovat osteopatia în țările lor, urmând ca toate demersurile acestea să devină o cale de învățare și de tratament. În ce constă osteopatia? Este o metodă de tratament manuală, blândă, holistică. În osteopatie omul este văzut ca un întreg, nu este împărțit pe bucăți. Din punct de vedere didactic se vorbește de o sferă osteoarticulară care cuprinde sistemul osos, sistemul muscular și ligamentar. De asemenea, se vorbește de o sferă digestivă referitoare la organele din cavitatea toracică și din cavitatea abdominală și, de asemenea, o sferă a sistemului nervos, care cuprinde capul, creierul, măduva spinării și sistemul craniosacral, legătura între oasele craniului și osul sacru. În osteopatie nu se vorbește de boli, osteopații preferă să lucreze cu sănătatea pacientului și nu să se focalizeze asupra bolii în sine, deci se urmărește partea luminoasă, partea importantă a vieții fiecăruia. Pacienții sunt tratați doar cu mâinile, deci nu sunt tratați cu metode, cu medicamente sau cu aparatură. Evident, se ține seama în diagnosticarea și tratarea pacienților în domeniul osteopatiei de diagnosticele medicale, dar în osteopatie nu se poate vorbi de boli, ci doar de disfuncții. Disfuncție. Inițial s-a folosit termenul de leziune osteopatică, astăzi se folosește termenul de disfuncție osteopatică. În lume, osteopatia s-a extins, există peste 25 de țări din lume care au astăzi institute de învățământ superior în osteopatie, evident și printre ele și România. Osteopatia este recunoscută de Organizația Mondială a Sănătății ca disciplină medicală. Rezultatele sunt foarte bune. Evident, în diagnostic se face un diagnostic diferențial și evident că în osteopatie nu se pot trata toate tipurile de afecțiuni. Există o colaborare cu medicii, îndeosebi cu medicii stomatologi. Este interesant de spus că în anul 1901, în localitatea Albany din statul New York, din Statele Unite, s-a făcut o audiere publică. Medicii americani vreau să blocheze înființarea unei noi școli de osteopatie și în favoarea osteopatiei a pledat marele scriitor american Mark Twain, care susținea că fiecare pacient are dreptul să-și aleagă propria cale de tratament. Osteopatia are un viitor. Noi, chiar eu personal, am tradus în anul 2015 standardul european de servicii osteopatice și acesta a fost adoptat în aprilie 2016 ca standard român de servicii osteopatice. Această disciplină este în curs de omologare în România și sperăm ca cei
peste 100 de studenți care astăzi urmează cursurile Institutului Român de Osteopatie, să aducă pacienților români o nouă cale de căutare a sănătății. Vă mulțumesc!